M-am oprit, dragii noștri, la primul stand care mi-a atras atenția. Spun asta pentru că am văzut cele trei culori ale drapelului nostru, roșu, galben și albastru. Bună ziua! Bună ziua! Cum îi întâmpinați pe clienți și cum promovați? Care este modalitatea inedită pe care promovați drapelul nostru? Din 2001 eu promovez hotărârea de guvern 1157, le arăt românilor cât de frumos este drapelul tricolor. Particip la târgurile de turism, târguri de meșteri populari, festivități ale municipiilor din 2001 în toată țara, prin toate orașele. Particip de 2 ani de zile și la târgul de turism organizat la Palatul Parlamentului, nu numai cu drapelul tricolor, ci am costume populare din zona Mușcelului, păpuși îmbrăcate în costum național, cocarda românească, fanioane, drapele Uniunea Europeană, tricolor. Chiar eu sunt cunoscută în țară sub numele de doamna tricolor. Numele meu e Veronica Eșanu și sunt din Pitești. Am înțeles, este prima zi a târgului. Vreau să-mi spuneți dacă deja ați avut clienți care s-au oprit. Nici nu deschisesem standul și au venit reprezentanții firmelor de turism pentru a-și arbora drapelul tricolor și al țării respective de unde vine, Turcia, Ungaria, Grecia, pentru a-și arbora drapelul României, deoarece sunt în țara noastră, și al țării respective pentru a-l arbora la standul respectiv. Să înțeleg că steagul a fost cel mai vândut produs din cele pe care le aveți. Da.